Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreau să vă spun două rețete pe bază de coada calului pentru plantele dumneavoastră pe care le puteți face acasă. Și vreau să vă spun despre coada calului că este un foarte bun insectifug, dar și un tonic foarte bun, ceea ce va ajuta plantele la creșterea și dezvoltarea lor armonioasă. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumim foarte mult. Iar dacă sunteți nou pe acest canal pentru prima dată, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Coada calului este o plantă perenă cu rizomi puternici și înălțime de 20-60 de centimetri. În martie-aprilie apar tulpini roșcate, fertile, care mai apoi lasă locul tulpinilor sterile, ce urmează să fie recoltat. Și apare foarte risipit în natură, deci trebuie să o luăm doar de la plafar sau să o culegem din natură, dacă avem. Noi am cules și noi de la noi din zonă coada calului, dar fiind foarte puțină, așa că am mai mers la plafar și am cumpărat. Chiar nu am găsit, după cum observați, am 4 cutii a câte 50 de grame. Le-am luat tot ce am găsit la plafar astăzi și aveam nevoie de 250 de grame pentru aceste rețete. Dar oricum o să vă spun rețeta cum o fac eu. Există și o controversă între coada calului și barba ursului și anume unii susțin că doar coada calului ar fi eficace în aceste preparate, dar neștiind, cumpără de la plafar, cum am cumpărat și eu, coada calului, și aceste plante uscate sunt amestecate cu barba ursului. Ce pot să vă spun, eu am mai cumpărat de la plafar și chiar au avut efect, adică nu mi s-a părut o diferență față de cele culese de mine din natură. Conține diverse principii active, precum diversi alcaloizi, acid nicotinic, iar dioxidul de siliciu joacă un rol foarte important. Pentru decoct, fierbeți 250 de grame de coada calului uscată în 10 litri de apă, timp de 30 de minute. Lăsați la infuza peste noapte și diluați la 20%. Eu nu am găsit decât 200 de grame de coada calului, așa că voi face o cantitate mai mică, punând mai puțină apă. Pentru extractul fermentat aveți nevoie de 250 de grame de coada calului uscată la 10 litri de apă și diluați la 5% pentru pulverizare. Voi face și eu acest decoct acasă, deoarece nu am cele necesare aici la solarul din câmp, dar cu toate astea, mie îmi place mai mult să filmez aici, nu sunt foarte multe animale în zonă, cu toate că mașinile trec pe șoseaua principală, nu mă deranjează, n-a vă prezenta aceste decocturi și rețete pe care noi le facem pentru tratarea plantelor. Vă mulțumim frumos pentru atenție, vă dorim o zi bună, multă sănătate și o recoltă bogată. La revedere!